Să rămână, dragă, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Hai, am crezut că mai vine cineva, că rămas ușa. Umor negru, îmbrăcat în negru. Felicitări pentru performanță. Important e cum era la Olimpiadă. Important e să participi, nu să câștigi. Da. Și ei au două mâini, două picioare, mingea e rotundă. Ai câștigat, dar poate la anul... Ai câștigat continuu, n-ai câștigat, da. Mai tragi odată. Poate la anul nu intri nici măcar în finală. Adică se poate... Da, nu, nu o să mai fie. Un la anul nu o să mai vedeți. Băi, ăștia de la umor, da? Foarte exact. Bine. Nu, dar e bine. Deja a doua oară când am fost acolo și am... Două finale? Da. Două finale? Am fost și în 2020, da. Da. Atunci... Păi nu trebuie să te lași. Trebuie să te duci să câștigi. Bă, ai văzut și... Bă, nu mai știu cine. Ziceau despre un... Andy Murray. Până să câștige un Grand Slam, a jucat vreo 10, 7 finale. Ceva în genul ăsta. Sper să nu mă înșel. Deci... Nu trebuie să... Și Calița cred că a fost de vreo două ori în finală, până când a câștigat a treia oară. Da. Calița, Ana Maria Calița. Da. Cred că a doua oară a câștigat ea, eu mi-am jucat și a doua șansă, n-am reușit, gata, eu mă retrag. Las pe alții mai negri. De unde și până unde asta cu umorul? Adică e o nișă interesantă. Da, e o nișă interesantă, dar e... Da, păi pentru... Adică chiar și pentru stand-up-uri consacrați, cred că au cumva o... problemă să abordeze numai umor negru, că e... Dar eu nu-l văd. Tu nu-l vezi negru. Nu-l văd negru, eu-l văd negru, dar că nu văd ca pe o chestie... Grea. Exact, grea. Nu înțeleg unde ne blocăm, adică de ce, care sunt subiectele. Păi ne blocăm în multe astea, cum se numesc, tare. Asta e seara cu lapsul, să știi. În multe tare ale societății, în multe tipare taburi. Tipare de gândire, știi? Dacă vrei. Că umor negru... Teoretic trebuie să atingă niște subiecte delicate și atunci societatea noastră, știi, da, adică da. Presupun că trebuie să iei de mormântări, de oameni care trebuie pândați, nu? Adică... Da, eu așa m-am consacrat. Noi, așa, da, asta zic, e greu în România să faci așa ceva. Ne urzicăm. Sau nu? Mi-a plăcut, eu când am apărut... Și mie îmi place. Când am apărut prima dată cu umor negru, chiar la umor, așa am vorbit despre rochia de mireasă care o să fie o mormântată. Am văzut momentul, fabulos. Dar eu am văzut momentul ăla... Cred și sper să nu spun vreo tâmpenie. L-ai avut la The Fool? Da. Păi el zicea înainte de a-i umor, l-am văzut. Da. Păi am fost în sală, am fost în sală când l-am văzut. Știu, foarte bun, foarte bun. Da, foarte era bun. Ceva... Și ai și un stil așa, adică nu prea râzi când spui. Știi că sunt unii stand-up-uri care râd ca să, știi, cumva ajută și publicul să potențeze publicul să râdă. Tu îl zici așa, cu o morgă de-aia, adică, mamă, să nebunesc, da. Da, da, acum am început să râd și eu. Și este și mai rău. E mai rău, nu? Păi nu, e mai mult ajută mai să stai. Da. Acum să spui cu zâmbetul pe buze cum a fost și în finala umor când am zis că a murit mama fostului meu iubit și am găsit o soluție să nu mai locuiască cu noi. Și să și spui cu zâmbetul pe buze, chiar da. Cumva. E adevărat. Da. Crezi că asta a contat în alegerea câștigătorului? Faptul că totuși e o nișă, așa cum spuneam, greu de... sau mai greu de acceptat. Oamenii trebuie să voteze și cred că... Exact, păi da, zic, e complicat public, să public. Accepte un tip de umor, cum e Anthony Jeselnik, care spune, a venit mama și mi-a zis, fiule, vezi că m-am culcat cu altcineva, nu cu taică-tu și nu poți să-i spui lui taică-tu. Și de ce? Pentru că a murit. Știi? Deci e foarte dur. Eu aveam un prieten, din păcate s-a prăpădit. Absolut fabulos pe umor negru și asta este, deci aia era un moment de, ai umor de premiat. Pățește soacra lui, practic mama soției, o sună de la spital, zice, doamnă, mama nevastră, zice, a suferit un infarct, zice, dacă puteți să veniți, că e destul de grav. Și asta sare din pat săraca, se îmbracă și își ia o roche albastră, băia, că ce așa nimerise. Și ăsta, prietenul meu din pat, a zis, ia-o pe aia neagră, că poate avem noroc. Băi, eu am râs o săptămână, nu se poate așa de... Bă, real, adică... Auzi, Claud, să nu-i spun numele, da. Preventiv. O și Alinta. Cu tărițul. Da, să nu faci două drumuri. Da, ia-o pe aia neagră, că poate avem noroc. Băi, băiatul, deci așa ceva, nu, n-ai cum așa ceva. Cam genul ăsta. Hai să vedem genul tău, ca zic, avem un scurt material. Aveți, nu? Da, cu câteva momente de ale tale, că mă gândesc că poate oamenii sunt curioși să vadă, dacă nu știu deja. O să vă spun și eu câteva chestii despre mine. Mă bucur foarte tare că am început să aduc alt gen de probleme în familia mea acum. Am devenit o problemă pentru familie, pentru că mi-am dat seama, eu sunt singura femeie din următoarea generație.
În restul mai am pe fratele meu și câțiva veri. Și bineînțeles, cum fratele meu și verii mei s-au căsătorit cu toții, au toți copii, cum am rămas și eu singura fericită în familie, am devenit ținta întrebărilor tâmpite de la mesele de sărbătoare. Și m-a întrebat bunica, auzi, dar tu când te măriți? Și am zis, da, de ce mă întrebi? Așa nu, așa eram curioasă să văd dacă mai apuc și o să te văd mireasă. M-am uitat așa la ea și am zis, păi mama e la cum te prezinți săptămâna viitoare dacă mă măriți și nu mă mai prinzi. Mi-a zis, tu ar fi trebuit să fii prima care se mărita din familia asta, că uite, eu m-am măritat la 14 ani. Foarte bine ai făcut și de-aia am ajuns cu toții vai noștri. Că ne-ar fi stat rău acum să fă cu parte dintr-o familie de boieri intelectuali, dar, na, mama e, ți-a trebuit, ți-a fost mai degrabă să pui mâna pe puță decât pe carte. Nu pot să cred. Și intenționat am spus puță, pentru că și bunicul tot 14 ani avea. Eu n-am avut această problemă până acum în familie să fiu întrebată, pentru că eu am fost în relație. Eu m-am despărțit de iubitul meu acum câteva luni, eram de 10 ani împreună. M-am despărțit de el pentru că m-a refuzat cu o chestie cât se poate de banală. Eu m-am dus într-o zi la el și am zis, bă, uite, noi suntem de 10 ani împreună. N-avem nicio bucurie, nicio speranță, n-avem ce să ne mai demonstrăm. Eu cred că a venit momentul. Vrei să te căsătorești cu mine? Și el a zis, nu, mulțumesc. Eu am avut două relații serioase până acum și eu nici una din relații nu am cunoscut un tată. Nu știu ce aș putea să vorbesc cu un tată, ce să-i zic. Și dumneavoastră ce părere aveți despre fiul dumneavoastră? Că soția zice că e prost ca tasul. Iar pe amândouă le-am cunoscut din prima relație. Am cedat eu ca proasta și am plecat eu. Din a doua a plecat ea. E mult spus, a plecat, a murit. Că altfel n-ați fi plecat. Și e foarte greu când vii în casă după una cu care a fost fisul, pe care începuse să o placă asta, că îți spune numai pe numele ei. Pe mine, deci 2 ani de zile din Adina nu m-a scos. Și mă enerva că nici nu o juca după aia la modul de, băi, scuză, mi-a scăpat, era așa, era, ce te deranjează? Iartă-mă, Adina. Și după aia eu m-am mutat cu ei, am locuit o perioadă cu ei, pentru că bineînțeles că fostul meu iubit locuia cu mama lui, pentru că unde dracu era să plece singur în lume la doar 28 de anișori. După ce m-am mutat cu ei, am văzut-o pe dânsa că era supărată la un moment dat și m-am dus la ea să înțeleg ce s-a întâmplat și a zis că este foarte supărată, că a zis, nu vezi, și tu nu-și găsește și băiatul ăsta o fată ca lumea cu care să se căsătorească. Și am fost ok, accept, n-am primă nici eu n-am o părere foarte bună despre mine, mama mea nici atât, aliură de nevastă nu prea. Și eu ca să o consolez, am zis, doamnă, dar lăsați-l că el știe foarte bine ce-și dorește, lăsați-l pe el să aleagă, o să găsească pe cineva potrivit, pentru că eu tocmai mă hotărâsem în momentul ăla că nu o să mă căsătoresc cu el. Și atunci s-a uitat la mine și a zis, o, dar nici nu mă bag, din partea mea poate să te ia și pe tine. Întâmplarea face că la o săptămână a murit măsa. M-am înțeles mult mai bine cu dânsa după ce a murit. O visam în fiecare seară, a doua zi spunea măstuia, bă, vezi că am visat-o pe măta aseară, ăsta era cu lacrimi în ochi și ce zicea? Păi zicea să stai liniștit, căci că s-a întâlnit cu tactul pe acolo și că ați rămas la fel de proști. Și mi-a mai zis și te rog să ai grijă de băiatul meu, Adina. Bravo, mă! Wow. Ah, deci aia cu mamele care spun pe numele foste, te cât se poate de reală, da. E grav. Da. Da, păi a fost adaptată la asta. Da, păi bă, mai multe. Da. Dar suntem un popor de moraliști și e greu să acceptăm un astfel de umor, pentru că noi suntem cu toții impecabili din punct de vedere... Și ce? Eu am văzut reacția în seara aia când am venit. Deci oamenii, cel puțin la club... Intrau foarte ușor în convenție. Dar la televizor în convenție. Te judecă lumea. Ce comentat la momentul tău pe YouTube? Sunt curios. Ce, te hate-uiesc? Nu, mă uit că doar ce-am terminat tratamentul de la psihiatru. Am de gând să intru în următorul. E ok. Trebuie să am pauză măcar 4 luni până la următorul. Așa ți-au recomandat. 4 luni nu citești. 4 luni nu citești comentarii. De cele mai multe ori, artiștii de stand-up se inspiră cumva din... ce au trăit. Da. Mă gândesc că n-ai trăit atât de multe rele, nu? E, am trăit și rele, că altfel... Deci te inspiri și din viața personală, da. Din trecut, cumva. Da, păi de depresie sufăr de când m-am născut. Doamne ferește, nu mai zici asta. Eu am... Ești foarte veselă. Depresia postnatală, dar am făcut-o, n-a făcut-o mama. Și am luat-o de când m-am născut.
Sunt anxioasă, sunt cu episoadele de depresie. Dar ce te sperie? Uite, ești o fată de succes, ești ok, ești mișto. E, nu e succesul chiar așa și mai ales când ești depresiv, nu vezi chiar lucrurile atât de... Păi asta încerc să te fac să le vezi bine. Când... Nu le mai vezi, te mai încearcă și tu, viața. Tu îți dai seama câte fete ar vrea să fie în locul tău? Să apară la televizor, acum vorbesc serios. Da. Să fesuie pe o scenă, să facă oamenii să râdă. Aoleu, dar unde n-au curaj nici măcar să dea un telefon. Să... Ce să te întristeze, frate? Bucură-te de momentele astea. Să ceară să comande pe Glovo. În primul rând, tu trebuie să te auto... E foarte greu, știu, dacă suferi de depresie, asta cu, eu am avut momente între și încă le am cu sfaturile astea, care din păcate nu funcționează. Sunt convins că am spus niște, adică n-am spus tâmpenii, dar am spus niște platitudini, dar exact, da, nu mai vreau să aud oameni pe aici care anunță că sunt depresivi și chiar nu... Înțeleg, eu e păcat, încerc, adică... da, încerc să fiu cât se poate de rațională când mă împinge, când așa. Au fost și probleme de sănătate care m-au împins la... Astea știi cum sunt. Da. Dar dacă... De Dumnezeu, nu suntem noi vinovați. Dar dacă Doamne poți să convertești toate lucrurile astea în umor din ăsta... Da, presupun că și cu terapie, terapia ajută. Da, și asta bine, că zici că faci pe post de terapie stand-up, dar nu e. Unele sau chiar așa te râcâie când scrii. Bine. Adică sunt anumite subiecte pe care niciun nu le-aș aborda și nu m-aș duce. Sau și aia cu rochia de mireasă. Da, a fost amuzant, dar... A fost amuzant, dar avea niște... Bună. Te duceai, avea niște te duceai în groapă rău. Te duceai la 2-3 metri. Da, da, era imaginea foarte bine. Eu am scris-o... Era cumva cinematic momentul, da. Îl vedeai. Într-o săptămână, cred că am scris-o, dar cu un cuțit așa în piept. Pentru că totuși o vedeam pe mama cum o conducea pe ultimul drum. Și nu era așa pe cât scriam eu acolo. Da. Fratele meu a fost în sală într-o seară, prima seară când a auzit asta și a ieșit plângând din sală. Nu cred. Da, și a zis că să mai vină mânta la stand-up. Să-i dai numărul terapeutului tău. Da, da, da. Dar după aceea să facă distinția. Dar unde nu te-ai duce? Până unde nu te-ai duce? Că ai zis că există lucruri la care nici eu nu intru. Care e limita ta? Nu știu dacă, dar sunt, le iei pe rând așa. Adică, spre exemplu, acum îmi pregătesc gluma despre cum am făcut accidentul vascular. Dar acum 2 ani n-aș fi vorbit despre asta, pentru că încă eram acolo, de cum l-am făcut și nu știu ce. Dar acum sunt super pregătită să vorbesc despre asta. Deci sunt anumite momente când... Da, și eu când am făcut AVC-ul, la mine a fost ischemic tranzitoriu, deci m-a ținut doar un sfert de oră. Presupun că știi ce simți, adică spaima aia este absolut îngrozitoare. Dar acum constat că am început să le povestesc cu oamenilor și mai și râd. Adică, bă, nu prea e de râs când rămăsesc în parte și vorbeam așa. Și nu mai simțeam telefonul în mână și făceam unde-i telefonul. Era în avion? Telefonul era în mână, coborâsem. Trebuia să ajungem la vreo 200 de kilometri. Aterizasem în Ancona și acolo... Deci, n-ai. Aia mi-au dat o pastilă mai slabă decât aia pe care aveam un portofel, aveam un cap topril, ea mi-au zis, mi-au luat tensiunea 23 cu ceva. Aici mă duc și eu până la AVC? Da, da, exact. Da. Unde e AVC-ul aici? Unde aveți AVC? Unde aveți AVC-ul? Da. E adevărat, mult timp n-am putut să povestesc pentru că aveam impresia că mi-l induc. Da, 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 știi? Da, știu. Zic, mamă, nu, lasă-mă, zic, nu. Cum a fost? Că mă întrebau toți, bă, cum dracu? Na. După ce te întorci după partea elaltă, cumva, cum a fost? Bă, zic, lăsați-mă că am impresia că îl fac iară, știi? Cum spui și tu, cu timpul constat că au fost, adică pot fi și elemente umoristice în tot ce s-a întâmplat, sau amuzante, știi? Deci, practic, de orice poți face. Și vedem asta în filmele americane, la scenariștii americani, că îi fac mișto de absolut orice. Da, oameni handicapați, de copii, și mai ales în... Am mai pomenit noi pe seriale astea de animație pentru adulți. Acolo să duc în plan de Iisus, de Dumnezeu, n-am de tot. N-am nicio limită acolo. Nicio limită. Eu nu înțeleg cum. Adică ești politică corect dacă joci cu actori reali și pe scenarii de desene animate te duci cu toată viteza în zid și nu-ți face nimeni nimic. Adică este absolut dubios. Da, mă rog. Fantastic, acceptat de noi, știi, în sensul ăsta. Și nu e cu actori, nu e nimeni care să personifice. Da, dar vezi că râdă niște taburi grave, râdă evrei, râdă multe lucruri de care dacă ai deschis discuția când gata, e pe televizor. Te-ai curățat. Păi sunt pe televizor. Nu, pe platforme, adică. Da, dar în America se difuzează pe posturi. Da? Da, pe cum? Mă rog, da, nu mai contează. Dar fie din ce s-a întâmplat ei, știi? Da. Nu. A făcut o glumă cu ce glumă a fost? Că vrei un iubit care să fie orfan. Da, da. Deci aia care să fie cum? Orfan. Da.
Nu, ideea s-a urmat era... un casting. Orphan Black este exact. Un serial. Nu, ideea era în felul următor. Deci chiar la final a fost asta. Eu voiam să vorbesc, să abordez subiectul mamele băieților. Că ea am nu dat... are fani, ea are orfani. O să le zic. Eu am dat și mama mea, că și mama mea are aceeași atitudine față de Nora ei acum. Și cumva am plecat de acolo și am zis, bă, da, chiar voi sunteți niște scorpii, efectiv. Eu mai zic lui mama câteodată când văd că mai zice că, că uite ce a făcut, ce nu știu ce. Și mă uită lasă și am zis, Doamne, las, de ce ăștia? Da, corect. Da, și am zis, hai să nu plec direct să mă arunc în premisa asta. Am plecat de la premisa, îmi caut bărbat, eu fiind singură acum, îmi caut bărbat. Și îmi doresc un bărbat orfan, pentru că nu vreau să mai cunosc părinți. Corect. Și de aici a urmat un întreg casting de bărbați, care mai de care, mi-am trimis mesaje în seara aia. Nu sunt cred. Orfan, vrei să ieși a, pe bune? Da, 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 da. Cum care trimit mai alții de... poze cu, știi, cu da. Prietenul da, da, da. Cel mic? La mine erau cu certificatele poze cu decesul, cu mormântul, cu crucea, cu, știi? Exact, da, da, da. Dar ei au înțeles, asta e că eu aveam două calități pentru ei, să fie orfan și să aibă bani. Acum ei pe aia cu banii n-au mai auzit-o. Ei au zis, sunt poze cu bani, calific. Poze cu bani nu ți-au trimis, doar cu crucile. Exact, da, da, da. Cu crucile taților, ce ale meu, Doamne, Maica, da, 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 așa da, ceva. Fost... Bă, și asta e mișto, înseamnă că au simțul umorului. Dacă au făcut asta... Only orphans. Erau serioși, adică unii... Eu mă gândeam să primești de la oameni de 80 de ani, uite, domne. Mă încadrez, am 80 de ani, normal că sunt sunt cumva orfan, adică, da. Da. Ar fi bun asta, Paul. Poți să-ți faci să te bagi și tu pe site pe Only Orphans. Only Orphan. Cum da, ai idos? Da, stai da, că acolo, nu te aud. Acolo mă încadrez. A, că faci un horoscop? Așa asta mi se pare tare. Da. Horoscopul negru, cum ar veni. Da, 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 se numește horoscop. Horoscop. Da, 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 da. Unde foarte nu ești niciodată cu capul sus. La sfârșitul zilei. Ești cu picioarele înainte. Poți să începi ziua bine, seara orei divorțat, îl faci zilnic, orei pierdut. Nu, 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 la 3 săptămâni, cam așa. Și cum se termină la fiecare zodie? Și o să mori. Da, ceva de genul, o să moți sau o să divorțezi, sau cel mai bine ar fi să pleci dacă nu te înțelegi cu el, sau nu o să mai ai bani. Păi bine, asta am văzut și până horoscopul normal. Da, dar ăsta sună. Nu stai într-o relație toxică, mai bine nu știu ce, adică nu e atât de negru. De da, negru, eu îl fac asta... cumva mai concret, că... Cu finalizare. Da, ca să înțelegi mult mai repede ce să stăm. N-avem așa mult timp, uite, așa, așa da. Reușești.